Dragii mei, mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc astăzi împreună cu voi este din Luca, capitolul 15 cu versetul 11, despre pilda fiului risipitor. Vedem aici, în acest context, despre fiul risipitor când și-a venit în fire, primul lucru s-a dezlipit din brațele străinului și s-a lipit de brațele tatălui. Te îndemn în această zi, drag tânăr, oricare fi străin al casei lui Dumnezeu, ce mai aștepți? Nu se poate amesteca forma cu divinul. Până când căutați să-și căpătați de amândouă picioare, spune cuvântul lui Dumnezeu într-un loc. Amestecarea lumina cu întunericul, lucrurile bune cu cele nelegiuite, este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă te cântărești înaintea lui Dumnezeu sincer, ce notă îți dai? Dar dacă te cântărești, Dumnezeu cum te găsește? De aceea, întoarce-te la Tatăl. Tatăl te așteaptă, îngerii te așteaptă. E o bucurie pentru îngeri în ceruri să cânte o cântare nouă pentru tine, dacă te întorci la Tatăl. De aceea îndemnul meu în această zi este dezlipește-te din brațele străinului și alipește-te de brațele tatălui, căci tatăl te așteaptă, întoarce-te la tatăl și Dumnezeu să o binecuvinteze.